Вроде одна же бунга сит на треку профунане, это как мы че пулеча он консеквенция де тусе, де он конклюзия ка венит a venit în vremea rece, sau mai bine spus, alternează. Nu, fetelor, deci aici ne surprinde. Și tu spuneai, Ștefane, că a fost bolnăvioară. Trecerea asta de la cald la rece te surprinde foarte, foarte tare. Te rog. Are pasca numărul A egal cu 2 la 1504. A egal cu 2 la? 1504. 1504, deci, da? 504. Plus 2 la 1505. 1505 plus puncte puncte plus 2 la 2002 nu este pătrat perfect. Nu este pătrat perfect. Fetelor, dacă îmi amintesc eu bine, cred că am muncit la exercițiul ăsta în poftim? Da. Salut. Nu e nimeni. Nu e nimeni? Nu, o plecat. Băiatul. Deci, arătați că numărul acesta nu poate fi pătrat perfect. Spuneam că am mai muncit la exercițiul ăsta într-una din lecțiile trecute. Dacă mi-am amintesc eu bine, cred că a fost miercurea trecută, că joi nu ne-am întâlnit și vineri n-am mai făcut exercițiul ăsta. Vă spuneam, după ce miercurea trecută, sigur este așa, miercurea trecută am muncit așa aproape o oră, vreo două, trei pagini, nu? I-am dat noi într-un fel de capăt, dar nu atât de plăcut ochiului. Și voi ați rămas cum să spun, nemulțumite, spunând, o, dar am muncit atât de mult, parcă nu-i chiar corect. Și atunci am să încep exercițiul dintr-un alt unghi. Ce înseamnă numere pătrate perfecte? Nu? Ca să arătăm că nu poate fi pătrat perfect, ar trebui să vedem ce înseamnă acel număr pătrat perfect. Când un număr este pătrat perfect? Când este ridicat la puterea a doua. Da? Deci un număr este pătrat perfect când este rezultatul cuiva ridicat la a doua. Da. Da? Bun, are pătrate perfecte. Puteți să dați exemplu din pătrate perfecte? 5 la 3, totul la a doua. 5 la 3, totul la a doua. Deci e totul la a doua, da? Adică pătrat perfect este 1, pentru că 1 la a doua egal cu 1. Da. Da? Deci cineva este pătrat perfect dacă se găsește altul care la a doua să facă rezultatul respectiv. 4. 4 este pătrat perfect în schimb. Pătrate perfecte. Să le asistim. Pătrate perfecte. 4 este pătrat perfect. Da? Exemple de pătrate perfecte. Deci 1 ar fi, apoi 4, pentru că cine? 2 la a doua este egal cu 4. Deci se găsește cineva care la a doua să facă 4. Deci aș spune că 4 este pătrat perfect. Apoi, să spunem 5. Sau 8. Nu 5. 8. 8. 8. 8. 8. 3 la a doua. E 3 la a doua? Da. 2 la a treia. 2 la a treia. Să spunem 9 este pătrat perfect, da. Pentru că se găsește cineva 3 la a doua, este egal cu cine? 3 la a doua este egal cu 9. Da. Deci pătrate perfecte sunt 1, 4, 9, 100. 100 este pătrat perfect pentru că se găsește cineva și ăsta e 10 la a doua, face 100. Apoi 25. Da? 25 este pătrat perfect, se găsește cineva și ăsta e 5 la a doua, este egal cu 25. Altul, 16 este pătrat perfect, pentru că se găsește 4 care la a doua face 16. Uh,
36 este pătrat perfect? 36. 36. Este pătrat perfect? Se găsește cineva care l-a doua să facă 36? Este ce? 6. Deci 36 este pătrat perfect. Pentru că 6 la a doua este egal cu 36. 91. Este pătrat perfect? Da, pentru că este 8 la a doua. 8 la a doua? 9 la a doua, 9 la a doua. 9 la a doua face 91? 81. 81. Deci 81 este pătrat perfect pentru că se găsește 9, care la a doua face 81. Alte exemple de pătrate perfecte. În înșiruirea lor, hai să le luăm așa. Deci 0 este pătrat perfect, fiindcă 0 la a doua face 0, nu? Apoi 1 este pătrat perfect, pentru că cine la a doua se facă 1? 1. 4 este pătrat perfect, pentru că 2 la a doua face 1, nu? 4. Apoi, 2 la 2 face 4. 9 este pătrat perfect, pentru că 3 la 2 face 9. Apoi, 16 este pătrat perfect, pentru că 4 la 2 face 16, nu? 25 este pătrat perfect, pentru că 5 la 2 fac 25. 36 este pătrat perfect, pentru că 6 la 2 fac 36. 49 este pătrat perfect pentru că cine la a doua fac 49? 7 la a doua. 49 de ce este pătrat perfect? Pentru 7 la a doua. Apoi 64 este pătrat perfect pentru că se găsește cineva care la a doua să fac 64. Cine este? 8, da? 8 la 2 fac 64. Apoi, 81 este pătrat perfect, pentru că 9 la 2 fac 81. Apoi, aș spune 10, adică 100. 100 este pătrat perfect, pentru că 10 la 2 fac 100. Apoi, 121 este pătrat perfect. Deci 121 este pătrat perfect pentru că 11 la a doua fac 121. Apoi 144 este pătrat perfect. 144 este pătrat perfect pentru că 12 la a doua este egal cu... Da? Deci 12 la a doua este... pentru că 112 la a doua fac 144. Apoi ar spune... 225, nu, 169. 169 este pătrat perfect, pentru că 13 la a doua fac 169. Apoi, 196 este pătrat perfect, pentru că 14 la a doua, deci 14 la a doua fac 196. 225 este pătrat perfect, pentru că 15 la a doua fac 225 și așa mai departe. Deci când vorbesc de un număr pătrat perfect, trebuie să se găsească altcineva care la a doua să facă numărul respectiv. Vă întreb, ce părere aveți? 2 la puterea 17 este pătrat perfect? Nu. Nu este. De ce? Cauză că nu se găsește cineva care la a doua să facă 2 la 17. Dar 2 la 17 este un număr foarte mare. Da? Destul de mare. Nu. Exagerare mare, dar este. Nu ne ocupăm. 2 la 10 fac 1024. Și cum iar ori 2, ori 2, ori 2, ori 2, de 7 ori, face destul de mult. Concluzia este așa, că nu este pătrat perfect. Nu este pătrat perfect. Pătrat perfect. Pentru că nu există, așa este semnul, nu există, scrieți în cuvinte voi, nu există. Da? Adică ăsta înseamnă există, dacă l-am tăiat, înseamnă că nu există. Da? Nu există un număr A, așa încât A la a doua să facă 2 la a 17.
Deci nu există nimeni care la pătrat să facă 2 la 17. Cum s-o găsi pentru 169? 13. Da? Ei, dar dacă vă dau 2 la puterea a 8-a, are 2 la 8-a, este pătrat perfect? Pentru că 2 este ridicat la a doua. Deci nu găsești pe cineva care la a doua. Dar pe 8 nu îl putem scrie ca fiind 4 ori 2? Poate fi, nu? Și de unde apare înmulțirea? De alicarea unui puteri la o altă putere. Și atunci poți să scriu pe ăsta ca fiind 2 la a 4-a, totul la a 2-a. Deci 2 la a 4-a, totul la a 2-a. Iată că este cineva care l-a a pătrat să facă numărul. Și cine este numărul acela? 2 la a 4-a. Deci, vedeți? 2 la 8-a este pătrat perfect. Dar 2 la puterea 2 la puterea 72. 2 la 72. Deci ăsta este pătrat perfect, da? Hai și să răspund. Este pătrat perfect. 2 la 72, te rog spune, egal cu, cum îl puteți scrie? 8 ori 9. 8 ori 9, da? Da. Deci 2 la 72 poate fi scris 2 la puterea 8 ori 9, sau poate să fie 8-ul la rândul lui 2 ori 4. Da. Deci egal cu 2 la puterea 2 ori 4 ori 9, și egal cu 2 la puterea 2 ori 36, 4 ori 9 fac 36, da? Nu-i bine? Iar din clipa în care ai 2 ori, înseamnă că pe 2 la puterea respectivă putem scrie ca fiind 2 la puterea 36, totul la a doua. Și suntem fericiți. Deci ori de câte ori ai șansa să scrii numărul respectiv ca o putere ca ceva la a doua, ca ceva la a doua, înseamnă că cel e pătrat perfect. Hai să luăm pe 2 la puterea 1504. Îl luăm pe ăsta, pe primul. 2 la puterea 1504 este pătrat perfect? Ce părere aveți? Este multiplu de 2. Se parte la 2. Ia să-l împărțim de 2. 1504 la 2. 1504 împărțit la 2. 2 în 15 merge de 7 ori. 7 ori 2, 14. 752. 2 în 10 de 5 ori. 10. 752. Deci 1504 se scrie ca de 2 ori 752. 2 ori 752, da? Deci 2 la puterea 1504 se scrie ca fiind egal cu 2 la puterea 2 ori 752. 2 ori 752 și este egal mai departe cu 2 la 752 totul la 2. 2 la 752 totul la 2. Deci ce spuneți? Este pătrat perfect sau nu? Da. Este pătrat perfect pentru că e ceva la 2. Deci acesta este pătrat perfect. Și am putea lua pe următorul. 2 la o putere 1505 este pătrat perfect, ce părere aveți? 2 la puterea 1505. Nu. Că nu se mai împarte la 2 exact. Dar va rămâne cu rest. Și atunci, dacă nu e multiplu de 2, nu mai avem șansă să scriem ceva la a doua. Ei, din experiența văzută de până acum, sesizăm că numerele care sunt pătrate perfecte sunt acestea, da? Uitați-ne. Astea sunt pătratele perfecte. Și ele sunt destul de mari. Adică, ca valoare, putem continua. Că se pentru unde se găsesc, pentru unde găsim ceva la pătrat să facă numărul respectiv, pentru toate nu găsim.
Deci pentru unele găsim, pentru altele nu găsim. Și atunci spunem așa. Pentru cele care găsim se cheamă că sunt pătrate perfecte, pentru celelalte care nu găsim nu sunt pătrate perfecte. Din observația de până acum, urmărind ultima cifră, se zicem că numerele care se termină în 1, în 4, în 9, în 6, în 5, în 6, în 8, 9, 4, 1, 0, 1, 4, se repetă. Nu sesizăm niciun pătrat perfect care să aibă ultima cifră 3. Vă rog să urmăriți dacă ați descoperit până acum vreun pătrat perfect care să aibă ultima cifră 3. Nu găsim. Dar 2. Găsim vreun pătrat perfect cu ultima cifră 2? Din cât am studiat noi ca exemple. Deci găsim vreun pătrat perfect care să aibă cifra 2 la sfârșit? Cifra unităților. Să fie 2? Uitându-ne, n-am găsit. Deci, dacă un număr se termină în 2, în 3, în 5 sau 6, în 5 am găsit. Uite, 125. În 6 am găsit. Deci, dacă se termină în 2, 3, 7 și 8, și 8, nu sunt pătrate perfecte. Deci când ai văzut un număr care se termină în 2, 3, 7 sau 8, nu sunt pătrate perfecte. Notați, observație. 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 Numerele care se termină, care au ultima cifră, care au cifra unităților, da? Numerele, subliniem aici cu roșu, cu de două ori roșu, cu galben, cu albastru, cu verde, deci, numerele care au cifra unităților, cum am zis, cifra unităților cât să fie? 2, 3, 7 sau 8. 2, 3, 7, 8. Nu sunt niciodată numere, nu sunt niciodată pătrate perfecte. Da? Numerele care se termină în 2, 3, 7 și 8, nu sunt niciodată pătrate perfecte. 9, cine a spus autor? Să arătesc că nu este pătrat perfect. Dacă am putea constata că numărul ăsta tot, să ridicăm la puterea 2504, la 2505, la 2202 și să le adunăm pe toate, să vedem ultima cifră, dacă am ști ultima cifră și dacă ar fi, ce cifră să fie? 2, 3, 7 sau 8, n-are șansă să fie pătrat perfect. Poate doriți. Pe cum să zic eu la 2, la 8504? E atât de mare, sau, și toți se adun până la 2 la 2002. N-am cum. Când final nu trebuie să ridic concret, ci trebuie să văd ultima cifră. Da? Deci pe mine m-a interesat să văd ultima cifră de aici, ultima cifră de aici, de aici și așa mai departe. Spune să le adun, cifrele acelea să le adun, și să văd rezultatul de la ultima cifră. Da, tot greu este. Cam multe de adunat. Atunci ar mai pare de ei. Dacă am ști să calculăm suma asta și pe urmă să facem ultima cifră, ar fi iarăși o idee deșteaptă. Adică să facem 1504 și 1505. Dar nu, că nu-i mulțire. Că dacă ar fi mulțiri, le-am adunat exponenții. Deci, oricum, suntem în fața unei probleme spectaculos de interesant. Mă întorc iarăși aici. Ce am spus? Că un număr care se termină în 2, 3, 7 și 8, n-are nicio șansă să fie pătrat perfect. N-are nicio șansă. Acum, nu că dacă se termină în 1, totdeauna e pătrat perfect. Eu dau și exemplu că nu-i pătrat. 31. 31 nu-i pătrat perfect, nu se găsește nimeni. Dar când se termină cu 1, are șanse. 91, 81. 81 este, da? Deci, vedeți, când nu are nicio șansă? Când se termină în 2, 3, 7 și 8. Asta e foarte tare la observație. Și ori de câte ori ai un negășițiu și vrei să arăți că nu este pătrat perfect, urmărești poanta asta, poate ai baftă.
poate să se întâmplă ca să vezi ultima cifră și să constați că este 2, 3 sau 7 sau 8. Una din cifrele acestea nu-i pătrat perfect la revedere. Și te-ai liniștit foarte tare. Cum facem să calculăm suma aceea? Deocamdată mi-am pus o strategie alta decât în exercițiul din data trecută. Strategia este aceea să urmărim cu ultima cifră, nu? Hai să vedem. Zicem așa. Aș vrea să calculez niște sume, că poate o găsim și pe aceea. Ia să calculăm suma următoare. Yes. Notația. Yes egal cu... Deci calculul unor sume, da? Calculul unor sume. Și anume, hai să vedem suma asta. Yes, 1. Egal cu 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus 100. O știți, este suma aceea rapide. Este egal cu cine? Primul plus ultimul. 1 plus 100, ori cât sunt ei, că sunt consecutiv, deci sunt 100, împărțit la 2, nu? Și egal cu 101 plus 101 ori 50, face 5050. Exact povestea aceea cu Gauss, când o trebuie să adună numeri la 1 până la 100 și el o da răspunsul repede. Dar dacă vă spun, ies 2, a doua sumă. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus puncte puncte plus 99. Ce îmi spuneți aici? Eu sunt numere impare. Da. Este disciplinat din 2 în 2. Da. Da? Toate sunt din 2 în 2. Adică este o sumă Gauss. Da. Adică nu sare 1, 3 plus 9 plus 11 plus 13. Deci, vedeți, respecte rețeta asta. Că s-ar tot adună 2 la ăsta din față. 5 din ăsta din față plus 2. 7 din ăsta din față plus 2. Da? În fața 99 cât este? 97, sigur că da. Adică 1 plus 99. Deci facem ca răspuns 1 plus 99. Oricât sunt ei, și aici e problema. Cât sunt ei și trebuie să aflăm ori. Facem numărul da. Egal cu 99 minus 1, parcă așa era, nu? Da. Împărțit la 2 plus 1. Da. Da. Și face 98 împărțit la 2 40 cât vine? 49? Așa e bine? Deci 48 împărțit la 2 nu, 98. 98 împărțit la 2 face 49. 49. Și cu 1, 50. Deci corect este 50. Așadar, la semnul de întrebare, oricât, ori 50, supra 2. Da? Ori 50, supra 2. Și egal cu 99, adică 100, ori 25, face 25, urmat de 20. Da? Și fac 2500. Era de așteptat. Că adunându-le pe sărite, suma scade. 5.000 cât 50 cât era acum, acum e mai puțin. Bun. Dar dacă vă dau suma asta, este 3, egal cu 2 la 1-a, ori 2 la 3-a, ori 2 la 5-a, ori puncte puncte, ori 2 la 99, cât faci? 2 la 1, 2 la 3, 2 la 5, 2 la 99. Așa! 2 la puterea 1 plus 3 plus 5 plus puncte, puncte, plus 99. Și face 2 la puterea. Da? 2 la puterea, cât?
Păi mă vezi suma, 1 plus 3 plus 5 plus 9, nu am făcut-o mai sus. 2 la puterea 2000... 2 la puterea 2500. 2 la 2500, nu te gândești. Deci suma, produsul ăsta, 2 la 1 ori, 2 la 3 ori, 2 la 5 ori, puncti, puncti, 2 la 99, fac 2 la și am adunat. Și atât e răspunsul. Dar dacă vă voi da suma următoare, este 4, egal cu 2 la 1, ori 2 la 1, 2 la 1, plus 2 la 2, plus 2 la 3, plus 2 la 4, plus puncte, puncte. Plus 2 la puterea 100. Eee, mai putem aduna expoziții? Nu mai putem. De ce, Ștefanie? Adunare. Nu mai sunt înmulțiți. Când ar fi fost la mulțiri, copii în bază și adunare expoziții, gata suntem. Aici ne-am blocat. Suntem în cel mai greu moment cu putință. Suma asta chiar ne pune la încercare. Am să iau o situație particulară. Am să iau situația când mă duc numai până la 2 la 4 cu adunarea. Adică iau un ies, să notăm 5, care se ține așa, 2 la 1, plus 2 la 2, plus 2 la 3, plus 2 la 4, plus... atât, 2 la 4. Putem face chiar calcul concret aici, nu ca pe discuții. Vine 2 la 1, face 2, plus 4, plus 8, plus 16. Și am face 16 și cu 4 facem 20, 2 și cu 8 fac 20, și 2 și cu 8, 10, pardon, 10. Deci face cât? În total 30, suma. Deci egal cu 30. Da, de 2 ori ies 5. 2 ori ies 5. De 2 ori ies 5. Înseamnă 2 pe lângă toată bucata asta. Deci înmulțim și în stânga și în dreapta cu 2, nu? 2 pe lângă 2 la 1, plus 2 la 2, plus 2 la 3, plus 2 la 4, și ar fi egal mai departe cu... Deci 2 ori, 2 la 1, plus 2 la 2, plus 2 la 3, plus 2 la 4. Și ar fi de 2 ori și 30. 2 ori 30, că paranteza este știută. Adică 60 ar face. Îți spun acum, noi știm să aplicăm distributivitatea. Și ar veni că de 2 ori ies 5, egal cu 2 la 1 ori 2 la 1, face că 2 la 1 ori 2 la 1, face 2 la... Păi cum se mulțumesc două puteri care au aceeași bază? Copii bază și s-a dus expoziție. Deci 2 la 2. Plus 2 la cât ar să facă acum? 2 la 7. De ce 2 la 7? 2 la 1 ori 2 la 2? 2 la 1 ori 2 la 2? Asta înseamnă să mulțumesc cu toți ăștia. Cât face 2 la 1 ori 2 la 2? 2 la 3. 2 la 3. Plus 2 la 1 ori 2 la 4? 2 la 5. 2 la 5. Deci am mulțit cu 2. Deci 2 la 2, 2 la 3, 2 la 4 am uitat să spun. Că 2 la 1 ori 2 la 3 fac 2 la 4 și până plus 2 la 5. Și dacă fac calculul concret, concret, ia să vedem, că 2 la 2 cât va face? 4. Plus 2 la 3 care face 8. Plus 2 la 4 care face 16. Și plus 2 la 5 care face 32. Da. 2 la 5, 2 la 4, 16 și încă o dată 16 ori 2, 32. Plus 32. Ia să vedem ce răspuns avem. 32 și cu 8, cât face 32 și cu 8? 40. 40, iar 16 și cu 4? 20. Vine 20 plus 40 și face 60. Superbă chestie. Deci e corect. De fapt, dacă am mulțit și în stânga și în dreapta,
nu s-a întâmplat nimic. De două ori suma dinainte, de două ori câte 30, fac 60. Păi asta îmi place foarte tare. Aș vrea acum să înțeleg vreo șmecherii din chestia asta, că mai fi muncit-o degeaba. Vreau să înțeleg ceva. Iată, fetelor. Deci, dacă vreau să calculez suma asta încă o dată, ies 5, egal cu 2 la 1, plus 2 la 2, plus 2 la 3, plus 2 la 4. Înmulțesc cu 2 și în stânga și în dreapta, egalului, și face de 2 ori ies 5, 2 ori ies 5, egal cu 2 pe lângă, 2 pe lângă, deschid în paranteza. 2 la 1, vorbești tu, Cristina, 2 la 1. 2 la 1, plus 2 la 2, plus 2 la 3, plus 2 la 4. Așa. Care înseamnă egal mai departe? Cu 2 la 2. 2 la 2. Plus 2 la 3. Așa. Plus 2 la 4. Așa. Plus 2 la 5. Excelent. Suma dinainte începea de la 2 la 1, vezi? Da. Și avea 2 la 2, 2 la 3, până la 2 la 4. Cu împămulțirea lui 2, sunt tot 4 termeni, că doar sunt cei de mai sus, însă încep de la 2 la 2. Deci lipsește 2 la 1. Nu-i nimic, fac eu rost de el, adun și scad un 2 la 1. Deci aici adunăm și scădem 2 la 1. Și atunci vine de 2 ori ies 5, de 2 ori ies 5, este egal cu adun pe 2 la 1, deci vine 2 la 1, plus 2 la a 2, plus 2 la a 3, plus 2 la a 4, plus 2 la a 5, minus 2 la 1. Era până la 2 la 5? Da, așa este, da? Dar noi am adunat un 2 la 1 și am scăzut un 2 la 1. De ce am adunat un 2 la 1? Ca să pun în evidență suma dinainte, îmi lipsea un 2 la 1. Și până l-am scăzut. La sfârșit l-am scăzut. Practic n-am modificat cu nimic. De ce? Egalul își merită soarta. Egalul se respectă acolo, da? Dar toată bucata asta cât este? Cu cine am luat-o noi pe bucata asta toată? Cu ies 5. Da? Ies 5. Și atunci, 2 ori ies 5, 2 ori ies 5, egal cu ies 5, da? Egal cu ies 5, plus 2 la 5, minus 2. Scădem un ies 5 din ambii membri, scădem un ies 5, și atunci ne rămâne 2S5 minus 1S5, de 2S5 minus 1S5, face doar un singur S5. S5 este egal cu 2 la 5 minus 2. 2 la 5 minus 2. Adică 30. Adică 32 minus 2? Face 30. Dar e foarte tare calculul ăsta. Ideea asta, că înmulțind ambii membri a egalității cu un 2, ne duce de două ori suma respectivă, egal cu 2 pe lângă, distributivitatea aplicată, și vedem că îi lipsește ăla din început, 2 la 1. Adunăm și scădem un 2 la 1 și se pune în evidență suma pe care o avem făcută, o avem de calculat și este trăsnet. Va face 2 la 5, rezultatul total e 2 la 5, adică 2 la unitate mai mult cu 1 decât a fost aici, 2 la 5 minus 2. Da. Hai să facem o altă sumă, că dacă prindem o chestie de asta, înseamnă că ne putem întoarce și la ieșitul nostru, ăla care ne-a rămas acolo și pare că l-am uitat, dar nu l-am uitat. Mintea e tot la el. Însă vrem să găsim o idee de calcul a sumei acelea. Adică, iată unde am rămas. Cum calculez suma asta? Aș vrea să o calculez ca rezultatul să se găsesc ultima cifră și să fie ultima cifră 2 sau 4 sau 7 sau 8 și atunci nu-i pătrat perfect. Super. 2 sau 4, 2 sau 3. 2, 3, foarte bine. 2 sau 3 sau 7. Cristina, așa-mi place.
Și imediat ai intervenit că l-a spus prostii. Ăsta e rolul vostru, fetelor. Ce am spus, dar noi am stabilit asta. Vine o vreme când ne certăm. Spui, nu mai spune străznăi. Da? Și m-a ajutat foarte tare. Bine. Acum, hai să urmărim. Eu propun să calculez suma asta. Yes, egal cu 2 la 1, plus 2 la 2, plus 2 la 3, plus 2 la 4, plus 2 la 5, plus 2 la 6, plus 2 la 7, plus 2 la 8, plus 2 la 9, plus 2 la 10. Am avea și varianta să începem munca, care ar însemna egal cu 2 la 1 face 2, plus 4, plus 8, plus 16, plus 32, plus 64, plus 128, plus 256, plus dublul de 256, de 2 ori 256, face 516, nu? 516 și plus 1024. Că de două ori 516 fac 1024. Să facem suma asta și este un pic de muncă. Nu e imposibil, dar o putem face. Dar am și o idee aceea să mulțim egalitatea asta cu 2. Deci o luăm și o mulțim cu 2 și în stânga și în dreapta. Și zicem, de două ori hai să simt că asta a fost ies indice 10. Deci știți de ce am zis ies indice 10? Că m-am oprit până la 2 la 10. Da? De 2 ori ies indice 10. 2 ori ies indice 10. Este egal cu 2 pe lângă toată partea din dreapta. 2 pe lângă, 2 la 1. Plus 2 la 2. Plus 2 la 3. Plus mai departe. Plus puncte, puncte. Plus 2 la 3. 10. Și dăm mai departe cum? Ce fac acum? Mulțesc cu 2. Se face cât, Cristina? Egal cu 2 la 2. 2 la 2, da. Ștefania, plus 2 la câta, Ștefania? Plus 2 la 3. La 3. Plus 2 la 4. Așa, și plus puncte, puncte. Plus 2 la... 2 la 10 ori 2 ăsta. 2 la 1. Lasă muncește cu toți. Cât vine? 2 la 10 ori 2 la 1. Păi cum ai obținut aici 2 la 2? 2 la 1 ori 2 la 1 face 2 la 1 plus 1, 2 la 2. 2 la 1 ori 2 la 2 face 2 la 1 și cu 2, 3. Deci vezi? Așa e. De-aia există 2 la 2 plus 2 la 3 plus 2 la 4. Și plus 2 la câta, să spun ultimul? 11. Mai cu curaj. E 2 la 10 ori 2 la 1, face 2 la 10 plus 1. Da? 2 la a 11. Știi tu cine ar fi în fața lui 2 la 10? 2 la 11, pardon. În fața lui 2 la 11? Sigur că da. Păi și cum mai vezi în fața lui 2 la 4 e 2 la 3 și 2 la 11 este 2 la 10. Plus 2 la 10. Să scriem încă o dată că 2 de 2 ori 10, 2 ori ies 10, este egal cu 2 la 2, plus 2 la 3, plus 2 la 4, plus și așa mai departe, plus 2 la 10 și plus 2 la 11. Da? Observăm foarte clar acest lucru. Față de suma pe care aveam de calculat înainte, asta începe de la 2 la 2. Ce trebuie? 2 la 1 trebuie, nu? Neavând pe 2 la 1 trebuie să-l punem. Dar dacă îl punem, îl și scădem. Adică adunăm și scădem un 2 la 1. Și atunci, de 2 ori ies 10, va fi egal cu 2 la 1 pe care îl punem, plus 2 la 2, plus 2 la 3, plus 2 la 4, plus și mai departe până la 2 la 10, plus 2 la 10, plus 2 la a 11, și minus 2 la 1.
Minus 2 la 1. Iată că acum toată bucata asta cât este? Deci la 2 la 1 plus 2 la 2 plus 2 la 3 plus 2 la 4 plus 2 la 10. Toată bucata asta este tocmai suma care trebuia să o calculăm. Deci în loc de a spune câtă noi de asta toată, punem ies 10, ies indice 10 și apare 2 ori ies 10, 2 ori 10 este egal cu ies indice 10 plus 2 la a 11 minus 2. Nu scădem 11 minus 1, că nu e împărțire. Așa îngheață, n-ai ce-i faci. Ce putem scădea din ambii membri? Fiindcă 2 de al de 2, 2 sume de S10, minus, egal cu S10, scădem un S10, scădem un S10 și am vom avea 2 de ăștia scăzut 1, face doar un S10. Un S10 este egal cu 2 la 11 minus 2. Deci un singur S10 egal cu 2 la 11 minus 2. Și am găsit răspunsul că toată suma asta de aici, toată suma asta de aici, care am avut-o de calculat, este egală, după calculul făcut de noi, 2 la puterea 11 minus 2. Deci face 2 la 11 minus 2. 2 la 11 minus 2 este egal cu 2 la 10 făcea 1024. 1024 ori 2, de la 11 ori 2, face 2048. Deci egal cu 2048. 2048 minus un 2 fac 2046. Copii, fetelor, fetelor, am descoperit o șmecherie foarte tare. În loc să adun 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64 plus 28 plus 25 plus 9024 să se dea 2046, am găsit o șmecherie de adunare mult mai elegantă. Nu mai elegantă. Deci eu am zis așa, am pe asta, am înmulțit egalitatea cu un 2 și în stânga și în dreapta. S-a translat totul cu aia, după înmulțirea cu 2. Începe de la 2 la a doua. Adică de la 2 la a doua, 2 la a treia. Și se termină cu 2 la a 11. Și fiindcă lipsește 2 la a întâia, adun un 2 la a întâia și scad un 2 la a întâia, la început și la sfârșit, și atunci, toată bucata este construită prin ies cât? Ies 10 acela. Și iată, de 2 ori ies 10 egal cu ies 10 plus 2 la 11 minus 2. Și ies 10 este final un lucru cunoscut, nu? 2 la 11. Și felul ăsta pot să fac adunarea foarte ușor. Dacă ați avea acum, dacă v-aș da să face suma următoare, ia să vedem. Hai să facem suma. Următoare. Ies. Ies 20. De calcul. 2 la 1, plus 2 la 2, plus 2 la 3, plus puncte, puncte, până la 2 la 20. Cum ați face? Vreau? Stefania la comandă. Deci, cât ar face suma asta? Cum o calculăm? Zi-mi, Stefania. Cum ai de gând să o calculăm? Cum propui? O secundă. Ce faci? Zi, zi, zi. 2 la 1, 2. Da. Plus 4. Așa. Plus 8. Plus 16, ce mai departe? E foarte mult. Puncte, puncte. 2 la 20, nici nu știu să spun cât face. 2 la 20 înseamnă 2 la 10 ori 2 la 10, adică 1024 ori 1024. Face un număr foarte mare. 1024 ori 1024 face mult. De aceea, nu te duci să o calculezi, că e mult de lucru. Înmulțești totul cu un 2, gata de acum, te învăța minte din încercarea de a face calculul. Că nu-i convenabil.
Deci, ca să termini tu ideea acolo, ai zis așa. 2 plus 4 plus 8 plus puncte, puncte. Și aici facem 1024 ori 1024. După știința mea, ca și cum ar fi 1000 ori 1000, ar fi 1 urmat de 6 zerouri, cel puțin, peste 1 milion de. Deci rezultatul a fost peste 1 milion. Deci îi întreabă, lasă-mă că nu trebuie așa ceva. Ei, mult mai mare decât 1 milion. Deci e mai mare aici. Dar ca să fac suma asta, pe gând la 2, 4, plus 4, plus 8, și așa mai departe, până la mai mult de 1 milion, n-am cum să o fac. Nu-mi trebuie. De aceea mulțim totul cu 2. Deci mulțim totul cu 2, că este imposibil. Și vine 2 ori... 2 ori cine? 2 ori. 2 ori 3. Nu. 2 ori este indice 20. Că mulțim și stânga și dreapta cu 2. 2 ori este indice 20. Este egal cu 2 la 2 pe lângă. 2 la 3. Da, plus 2 la 2. Plus 2 la 3, plus mai departe, plus 2 la 20. Da? Și egal mai departe cu. Face? Cât calcul, te rog, pe tine, Cristina? Egal cu 2 la 2 plus 4. Ce face? Păi mulțește distributivitatea 2 ori toată chestia asta. 2 la 1 plus 2 la 2. De ce 2 la 1? 2 la 2. 2 la 2 face, Cristina. E 2 la 1. Deci face 2 la 2 plus 2 la... Plus 2 la 3. Așa. Plus 2 la 4. Da. Plus puncte, puncte. Plus puncte, puncte. Plus 2 la 21. Perfect! 2 la 21. Și în fața lui 2 la 21, 21 se află 2 la? 20. 2 la 20. Cu o unitate mai mică. Și de unde începeți suma asta acum? De la 2 la 2. Da. Și de unde începea suma pe care ți-am dat eu? De la 2 la 1. Nu l-am pe 2 la 1. Atunci ce fac neavând-o pe 2 la 1? Adun și scad. Deci adunăm și scădem un 2 la 1. Și atunci vine 2 ori este indice 20. De 2 ori este indice 20. Este egal cu 2 la 1 cu, pe care îl pun eu acum. 2 la 1 plus toată bucata care o am. Plus 2 la 2. Plus 2 la 3. Aștept, mai vorbește. Minus 2 la 1. Să-l și scădem pe ăsta care l-am pus în față. Da. Da? Dar toată bucata asta până la 2 la 20, începând la 2 la 21, cine este? Este indice 20. Deci asta este indice 20. Și acum avem... De 2 ori este indice 20. Scriem din nou. De 2 ori este indice 20. Este egal cu este indice 20. Așa. Plus ce m-a rămas neocupat. Plus 2 la 21 minus 2. Da? Scădem un S indice 20. Deci scădem un S indice 20. Și din 2 de ăștia a scăzut 1. Face doar S indice 20. Care va fi 2 la 21 minus 2. 2 la 21 minus 2. Pe tine te rog acum, Cristina, să calculăm suma asta. Este indice 30. Hai să vedem dacă ai prins șmecheria. Este indice 30, care e 2 la 1, plus 2 la 2, plus 2 la 3, plus și numai de parte, plus puncte, puncte, plus 2 la puterea a 30. Împărțim totul la 2, pentru că dacă am face 2 plus 4, nu-i 2 la 1 plus 2 la 2 plus 2 la 3. Așa. Dacă am face 2 plus 4 plus 8 plus puncte puncte până la 2 la 3, deci ar fi prea mult. Și am împărțit totul la 2, la 3. Am mulțim totul cu 2. Mulțim. Da. Tu zici împărțim. Deci mulțim totul cu 2. 2. Din experiența care o avem. Și vine, de 2 ori, ambii membri cu 2,
30. De 2 ori este indice 30 este egal cu 2 pe lângă 2 la 1 da. Plus 2 la 2 plus 2 la 3 2 la 2 plus 30 plus 2 la 30. 30. Și acum 2 ori, desfacem paranteza da. Conform distributivității și este egal mai departe cu 2 la cât? 2 la 2 plus 2 la 3 plus 2 la 4 plus 2 la 31. 2 la 31. În fața lui 2 la 31 2 la 30. Este... Da. Tragem cu coada ochiul și ar fi bine, dar îi lipsește cine? 2 la 1. 2 la 1. Și adunăm și adunăm și scădem 2 la 1. Ia și bine. De 2 ori ies 3, 2 ori ies 30. Este egal. Cu 2 la 1. Așa. Plus 2 la 2, plus 2 la 3, plus puncte puncte, plus 2 la 30, plus 2 la 31, minus 2 la 1. Așa. Toată bucata asta până aici, de la 2 la 1 până la 2 la 30, este notată cu S indice 30 și apare de 2 ori S indice 30 este egal cu S indice 30 plus 2 la puterea 31 minus 2. Minus 2, da. Scădem un S indice 30 că este S indice 30 egal cu 2 la 31 minus 2. 2 la 31 minus 2 este rezultatul corect. Ei, iată-ne pe noi, cât mai aproape de greșit, pare că l-am părăsit. Am tot bătut câmpii până acum, până am obosit. Dar nu degeaba. Am învățat să calculez sumele acelea. Sunt foarte fericit că am învățat să calculez sumele acelea. Care sunt destul de urâte, nu? Până acum știam când era vorba numai de adunat coeficienții. Dar cu 2 la plus 2 la plus 2 la, e urât, foarte urât. Dacă ar fi fost înmulțire, mai știam noi ceva. Copiam baza și adunăm exponenții și suma ce o calculăm. Dar asta a fost cât se poate de urâtă. Dar până când se ducem la suma aceea, vă mai propun ceva. Cum ați face voi următoarea sumă? Yes, am să uită. Yes, egal cu 2 la a 10-a plus 2 la 11-a plus 2 la a 12-a, plus 2 la a 13-a, plus și mai departe, plus punctul, punctul, până la fel la 20. Iată că acum este vorba de sumă care nu începe de la 2 la 1, ci de la 2 la 10, de la un loc încolo. Nu? Îi lipsesc o parte din termen. Prietenii noștri, dacă ar fi, ar ști acum să uite la lecția asta. Este o lecție spectaculoasă, foarte frumoasă, interesantă. Nu ne-am apropiat de temă, de exercițiu. Am și uitat de tema care o iată pentru mâine, dar acum suntem atât de captați de frumusețea exercițiului acesta, încât iată calculul acestei sume. Cine are o idee? 2 la 10 plus 2 la 11 plus 2 la 12 plus 2 la 13 plus 2 la 20. Le-ar scrie 2 la 11 ca 2 la 10 plus 1. 11 nu-i 10 plus 1? 12 nu poate fi 10 plus 2? Hai să scriem așa. Deci egal cu 2 la puterea 10 plus 2 la puterea 10 plus 1 plus 2 la puterea 10 plus 2 plus 2 la puterea 10 plus 3 plus și mai departe plus 2 la puterea 10 plus 10. Și egal cu. De unde provine adunarea exponenților? Ce operații facem ca să zicem adunăm exponenții? Scriem 2 la 10 pe lângă... Nu, 2 la 10 ori 2 la 1. Da. Urmă 2 la 10 ori 2 la 2. Tu vrei să dai răspunsul direct, dar lui îl las mai ușor un pic. Da? Deci, pe 2 la puterea 10 o copiam. 2 la 10 plus. De unde provine, Ștefania, adunarea exponenților? 2 la 10 ori 2 la 10. Foarte bine. Mai cu
Curaj, 2 la 10-a cu 2 la 1-a, adică de la mulțirea două puteri care are aceeași bază. Asta nu trebuie cu separate? Nu. Nu niciun motiv, dar nu nicio separare. La 2 la 10-a, 2 la 1-a, plus următorul. 2 la 10-a, ori 2 la 2-a, plus. 2 la 10 ori 2 la 3, plus 2 la 10, 2 la 10, și dar mai departe. Fiindcă 2 la 10 ori 1, da? Plus 2 la 10 ori 2 la 1, plus 2 la 10 ori 2 la 2, este 2 la 10 un factor comun. Și atunci îl putem scoate pe 2 la 10 în factor comun. 10 pe lângă. Nu, 3. Da. Plus cât? 1 plus 2 plus? 4. Nu, 2 la 2. Ah, da. 2 la 2 plus 2 la 3. Pusă mai departe, plus 2 la puterea a 10. Un 2 la 10 a fost scăzut. Da, dar sumă de asta mă descurc să fac. Da. Da, o iau pe asta deoparte. Da. Și ies asta, ies. Este indice 20, să zic, sau 10, este indice 10, egal cu 1 mai este. 1 plus 2, plus 2 la a doua, nu. Plus 2 la a doua, plus 2 la a treia, că nu fac calcul. Puncte, puncte, plus 2 la puterea 10. Ce știu să fac la astfel de sume? Mulțim în ambii membrii cu... Cu 2. Sigur că dacă mulțim totul cu 2 și vine de 2 ori, ies 10, egal cu 2 pe lângă 1 plus 2 plus 3, nu, plus 2 plus 2 la a doua, plus 2 la a treia, plus puncte, puncte, plus 2 la a 10-a. Și echivalent, va zice că de 2 ori ies 10, egal cu Ștefania, 2 ori 1, 2, plus 2 la a, 2 la a 3-a. Deci la 3-a. E 1 și... 2 la a 2-a. Așa. 2 la a 2-a, plus 2 la a 3-a. Plus 2 la a 4-a. Plus 2 la a 4-a, plus 2 la... Plus 2 la 20. De ce la 20? La 11. La 11. Și în față este 2 la a 10-a. Da? Ei, te uiți sus, până la 2 la 10 ai. Da. Dar începea cu 1. Nu-l am. Dacă nu-l am, ce fac? Scădem și așa nu-l am. Adunăm și scădem 1. Adunăm și scădem 1. Îl care lipsește. Și atunci, din 2 ori este 10, va fi egal cu... cu 1 plus 2 la 1, plus 2 la 2, plus 2 la a 3-a, plus puncte, puncte, plus 2 la 2 la a 10-a, plus 2 la a 11-a, minus 1. De acord? Da. Dar toată bucata asta cine este? Este indice 10. Este indice 10. Face de 2 ori, este indice 10. 2, este indice 10. Egal cu este indice 10, plus 2 la a 11-a, minus 1. Și scădem un S indice 10 și atunci rămâne cu S indice 10 egal cu 2 la 11 minus 1. Iată, a apărut rezultatul 2 la 11 minus 1. Hai să calculăm suma de mai sus. Hai să o calculăm. În sfârșit să o calculăm. Cred că ne-am pregătit suficient de bine să facem suma asta. Ia să o facem. Deci, iată-ne la momentul de vârf, în exercițiu, cu ideea calculului sub decimal. Aveți spune voi acum, dar și cât am încetat astăzi și nu am terminat exercițiul ăsta, cum a fost mai bine? Eu spun că e mai bine pe varianta mea, pe de acum, parcă celălalt n-a fost tot varianta mea. Da? Se uită Cristian la mine, păi, dar nu tot acolo ați făcut. Da, dar e mai clar și am învățat multe chestii cu acul sumelor și ăstora. Deci v-am pregătit de jos în sus.
Deci, cât privește partea didactică, este mult mai clar așa. Așa încât ne întoarcem și spunem A egal cu 2 la puterea 1504 plus 2 la puterea 1505 plus 2 la puterea 1506 plus așa mai departe, plus 2 la puterea 2002, da? 2 la puterea 2002 este egal cu 1. Ce observați? Ia uitați-vă cu multă atenție să vedeți ce anume am putea face. Să le mulțim la 2. Cum? Să le mulțim la 2. Să mulțim tot cu 2. Da. Ei, nu prea merge că ea să începe la o bucată încolo, cum a fost mai înainte, că a început la 2 la 10. Da? Uitați-vă la asta, că începe la un loc încolo. Adică trebuie să fie 2 la 1504 plus 2 la 1504 plus 1. Așa, pe 504, 5 ca 504 plus 1. Da. Asta vom face, sigur. Deci egal mai departe cu 2 la 1504 plus 2 la puterea 1504 plus 1 plus 2 la puterea 1504 plus 2 504 plus 2 plus și mai departe plus puncte până la 2 la puterea 1504 plus facem 2002 împărțit la 2. Nu 2002 împărțit, 2002 minus 1504. Nu? Ca să vedem cât adăugă. 2002 minus 1504 cât? 498. E adevărat, nu? Da. 498 și 1504 fac 2002. Egal mai departe cu. Și acum continuăm, egal cu 2 la puterea 1504 plus Ștefania. Plus 2 la 1504 plus... Ori 2 la 1. Ori 2 la 1. Deci 2 la puterea 1504 ori 2 la 1 plus Ștefania. Plus 2 la 1504 ori 2 la 2. Foarte bine. Plus puncte, puncte, plus Cristina. Plus 2 la 1504 plus 2 la 498. Nu plus, ori? Ori, ori. Ori 2 la 498. Egal cu ce putem face. Ne uităm la un capăt la celălalt. Ce vedem ca termen peste tot, la fiecare din... 2. Factorul comun este 2 la... Așa, 2 la puterea 1504. Așa, să zic, 2 la puterea 1504, pe lângă Ștefania. Pe lângă 1. Foarte bine, 1 e important. Plus 2 la 3. Da. Plus 2 la 2. Plus puncte, puncte. Da. Plus 2 la 498. Așa, și acum luăm suma pe care o avem de calculat din paranteză. Să zicem, este indice. Este indice 498. Da. Egal cu 1 plus 2 la 1. Plus 2 la 498. Da. Și... mulțim totul cu... cu 2. Da. Și echivalent. De două ori. Doi este indice. Doi ori.